Ce se întâmplă la Muzeul Textilelor din Băița? Cine suntem? Care este misiunea noastră? Cu ce ne ocupăm? Dorința noastră și partea cea mai importantă a misiunii noastre este de a crea un context global în care textilele din patrimoniul românesc să se regăsească. Este de a le face mult mai cunoscute, de a participa la ceea ce alte muzee din România deja fac, dar de a ne aduce și noi aportul și de a le prezenta lumii întregi. Dorim să prezentăm și patrimoniul universal, mai ales spațiului est-european, spațiului care a fost îngrădit pentru atât de mult timp din cauza perioadei comuniste. Deci, activitățile care să le vedem aici sau în colaborare cu alte instituții în țară și în străinătate includ material, de obicei includ material românesc în comparație sau lângă materialul din patrimoniu universal. Expoziția inaugurală, care a fost pe perioada anului trecut, din mai până la sfârșitul lunii octombrie, am numit-o Artă și necesitate, piese de vârf din colecția Muzeului Textilelor. A fost o expoziție care a inclus câteva grupe majore de textile, au fost pânzeturile, începând cu cele din România și mergând, trecând prin Asia, Africa, America. Am avut după aceea grupa instrumentarului, spațiul fiind redus, ne-am concentrat la un singur grup de obiecte, am inclus furcile din zona balcano-carpatică. A fost foarte interesant de a le privi comparativ aceste piese din culturi vecine, învecinate și cu funcție, cu aceeași funcție, dar cu și probabil cu aceeași cu simbolistică comună, dar fiecare cu particularitățile ei. Un alt grup de obiecte a fost cel al textilelor de interior și un altul a fost al costumelor. Paralel, tot o expoziție inaugurală am avut în spațiul de la Art Cafe, dedicată tinerilor din județul Hunedoara, începând cu tinerii elevi din comuna Băița, până la cei care studiază la Liceul de Art din Deva. A urmat în spațiul Art Cafe a urmat o expoziție a unei eleve din ultimul an de la liceu, Timea Borșan, Fibre și culoare s-a intitulat, care din nou a continuat misiunea noastră de a dedica acest spațiu cu cât mai mult posibil tinerilor creatori și încurajarea și atragerea lor spre activitatea muzeului. Urmează, cum spuneam, de a ne continua programul expozițional din 2019, care vor include următoarele. În spațiul Art de la Art Cafe se va deschide în luna martie o expoziție pe care o dedicăm fotografilor Ana și Gheorghe Tripon ai comunei. Acești doi fotografi au fotografiat oamenii, locurile, textilele, evenimentele comunei Băița pentru mai mult de 3 decade. Din fericire, Ana Tripon încă mai trăiește și vrem să o onorăm cu această expoziție atâta timp cât este în viață. Multe dintre fotografiile care le vom expune aparțin colecției fotografilor. Vom expune și câteva fotografii din colecția noastră și vom expune și câteva fotografii care țin de istoria locului din perioada premergătoare acestor doi fotografi, care și-au început activitatea în anii 50, la mijlocul anilor 50.
și care au profesat, au lucrat până la apariția fotografiei digitale, practic. Tot în corpul B, cum spuneam, în spațiul alăturat, vom avea expoziția dedicată cergilor din spațiul carpato-balcanic. Practic, cergii este greșit spus, este doar denumirea acestor piese în spațiul românesc. Practic, sunt cergile și păturile care s-au confecționat din material împâslit, dar țesut. Se știe că împâslirea fibrelor de lână este făcută de către foarte multe culturi fără a fi țesute în prealabil. Este doar compactarea fibrelor una în cealaltă printr-un anumit procedeu, fără a fi țesute. Țurcana, lâna țurcană, pentru că este aspră, pentru că solzii ei sunt plasați foarte aproape de forma tubulară a fibrei și pentru că fibra nu are ondulație, nu se împâslește fără țesere. De aceea este o tehnologie specială de împâslire. Sunt bine cunoscute împâslirea prin vâltoare, că din care puține s-au mai găsit. Există una la Bulzeștiu de Jos, cu care lucrăm de mulți ani. Există și o altă tehnologie care se face prin un procedeu puțin mai complex, în care fibrele se împâslesc, dar se și trag printr-un procedeu anume din corpul țesăturii. O altă expoziție de anul acesta este organizată în colaborare cu Muzeul Astra din Sibiu, o expoziție care trebuia să se întâmple anul trecut, se va întâmpla anul acesta. Eu am numit-o Culturi opuse, costumele tradiționale din România și Japonia, un subiect neașteptat, poate, mai ales pentru România, dar și pentru în afară, dar interesant, pentru că cele două țări au o cultură tradițională foarte solidă, dar culturi extrem de diferite. În primul rând, dacă ne uităm la textile, ne uităm la materialele diferite pe care le folosim. Cânepa, inul, lâna în România, mătasea, cânepa, reimi, fibre de natură animală și de natură vegetală, dar cu totul altele, prin calitatea lor și prin procesarea lor în Japonia. Vom folosi piese din colecția Muzeului Textilelor, evident. Muzeul are o colecție destul de bogată în material japonez. Vom folosi câteva piese din colecția Midori Sato. Midori Sato este o muzeografă, conservator emerita cu care am fost colegă mulți ani la Metropolitan Museum din New York și care va fi co-muzeografă cu mine în această expoziție și piese din colecția Astra, evident. Vom încerca să ducem spre New York expoziția, pardon, despre cergile din zona carpato-balcanică. Vor urma și alte expoziții, încă două expoziții în spațiul de la Art Cafe. Programul de la Muzeul Textilelor din anul acesta include workshop-uri, include colaborări cu universitățile de artă, una în special cu Universitatea de Artă din București, o colaborare care este deja semnată, doresc și alte instituții să vină spre noi. Programul de internship, care îl continuăm și care am avut cu 2 ani în urmă, și care este sponsorizat de susținătorii noștri din Statele Unite. O să avem în luna iulie, în 6, 7 și 8 iulie, un eveniment care îl avem, ține de Festivalul Internațional de Textile,
și l-avem în colaborare cu colegii din Franța, din Lyon și de la Clermont-Ferrand. Este un festival internațional pe care un grup de specialiști din care fac parte l-am inițiat cu ani în urmă. Ideea a fost de a crea la fiecare 2 ani un eveniment de fiecare dată în altă parte a lumii, în care să identificăm creatori, artizani, artiști, care duc mai departe tradiția tehnologiei textile. Vom aduce acest festival în România anul acesta și va fi un șir de evenimente pe o durată de trei luni, care va fi răspândită în diferite localități, incluzând Bucureștiul, Brașovul, Constanța și Băița. În iulie, cum spuneam, evenimentul se va desfășura la Băița și va consta în vizionări de piese din colecția noastră, va consta în vizionarea expozițiilor, într-o colaborare pentru tinerii creatori din cele două țări de producție textilă. Deci, care se va muta dintr-un oraș în altul, cum spuneam. Sperăm că publicul se va interesa și va participa la această acțiune.